Frații și surori, ați auzit din expunerea fratelui Vasile că frații au programat pentru perioada aceasta niște teme, din care sau cu ajutorul cărora să extragem din Cuvântul lui Dumnezeu anumite învățături folositoare pentru noi. Și pentru dimineața aceasta este tema aceasta, Evanghelia și banii, un subiect care este extraordinar de greu de abordat în Biserică. Vorbim despre bani dincolo de zidurile bisericii. Colejeritate extraordinară fără să avem nicio problemă. Vorbim despre bani atunci când ne plângem de taxe și impozite. Vorbim despre bani atunci când ne arătăm nemulțumirea pentru salariul sau pentru pensia pe care o luăm. Vorbim despre bani atunci când vrem să luăm împrumut și să ne acoperim datorii sau să ne finanțăm anumite proiecte de ale noastre. Vorbim despre bani peste tot, în afară de biserică. Pentru că avem impresia, dragii mei, că în biserică trebuie să abordăm subiecte spirituale și banul este ceva ce ține de pământul ăsta, este ceva lumesc. Și dacă, dacă banul este ceva ce ține de pământul acesta, este ceva lumesc, biserica ar trebui să se ocupe de altceva, nu de bani. Sau e complicat să predicăm în biserică despre bani, pentru că banul este ceva ce ține de mine, de viața mea personală. Eu am muncit pentru el, eu m-am trudit de dimineața până seara, eu m-am alergat într-o parte și alta și treaba mea ce fac cu banul meu. Luăm uneori din Scriptură o expresie pe care a folosit-o Domnul Isus într-un context și o folosim în mod greșit. Nu pot face ce vreau că ce este al meu? Știți că scrie în Biblia asta, nu? Deci, mei, Impresia este că nu-i treaba bisericii să se ocupe de banii noștri. Și poate că nu-i. Numai că noi mergem cu ideea mai departe că nu-i treaba lui Dumnezeu. Noi am câștigat, noi gestionăm, noi facem ce vrem cu banul. Mă vreau să vă întreb, dumneavoastră oameni de biserică, credeți că-i treaba lui Dumnezeu ce facem noi cu banii? Frate și nu-i treaba păstorului că nu o să vină păstorul decât eventual să învețe din Scriptură, biserica. Dar nu o să vină păstorul să vă facă un plan financiar, să vă spună pe asta da și pe asta ba. Nu, nu, nu o să fac asta. Dar Dumnezeu, dragii mei, are dreptul să vină să întrebe prin Scriptură de ce vă dați sau cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește. De ce vă dați rodul muncii voastre pentru un lucru care nu satură? Asta Dumnezeu din cer o pune. Deci, mei, până la urmă, ce este banul? Banul, simplist spus, este un instrument de schimb. Îl dau la schimb pentru ceva. Am nevoie de mâncare și îl dau la schimb banul. Am nevoie de îmbrăcăminte și dau la schimb banul. Din perspectiva asta, banul este de neapărată trebuință. E adevărat, frații mei. Că n-am ce să dau la schimb dacă n-am banul și am nevoie să mănânc, am nevoie să mă îmbrac, am nevoie de, am nevoie de anumite servicii. N-am cum să obțin anumite servicii dacă nu pot să dau la schimb banul. Până rămâne la nivelul acesta, dragii mei, banul este slujitorul nostru și este de neapărată trebuință. Când banul începe să urce pe scala aceasta ierarhică a valorilor până în vârf, Banul devine Dumnezeu. Nu credeți asta? Din slujitorul nostru de care avem nevoie, de care ne slujim, banul devine stăpânul nostru, Dumnezeul nostru. Cu mai mulți ani în urmă am vorbit cu un frate din America. Mi se pare că el a emigrat din România înainte de Revoluție. Locuia undeva într-o. Într -o, în Chicago, într-o zonă cu evrei foarte bogați. Și românul că s-a dus în America, ce? Făcea, muncea pe la unul, pe la altul. Și muncea pe la evrei ăștia bogați. Și fiind creștin, el zicea, trebuie să mărturisesc pe Domnul, să le spun și oamenilor acestora despre Dumnezeu. Și avea impresia că stă în zona aceea de evrei care se trag din poporul, care au istorie cu Dumnezeu. Și vorbea despre Dumnezeu, la evrei ăștia bogați. Și într-o zi, un evreu la care lucra, i-a zis așa: Domnule, Dumnezeul meu e banul. Eu n-am nevoie de Dumnezeul tău. Dumnezeul meu e banul. Mă întrebarea mea este următoarea, frați și sorori, prieteni dragi. Pentru câți oameni din lumea asta, banul este Dumnezeu? Pentru câți? Dar pentru câți oameni care merg la biserici, nu la biserica asta, la biserici, banul este Dumnezeu. Despre asta vreau să predic în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu, când banul devine Dumnezeu. Când banul devine Dumnezeu. Avem nevoie de bani. Ne slujim de bani. E instrumentul pe care trebuie să-l dăm la schimb să putem trăi confortabil. Dar încă o dată spun, când banul urcă pe scara asta a valorilor până în vârf, banul devine Dumnezeu. Ce se întâmplă când banul devine Dumnezeu? Dragii mei, când banul devine Dumnezeu, mai întâi de toate, el devine iubirea noastră principală. De aceea zice aici Pavel, iubirea de bani. Deci, omul nu poate trăi fără să iubească. Nu poate trăi. Omul iubește. Numai că omul își împarte iubirile astea în foarte multe direcții. Ne iubim soțul, soția, copiii, frații, surorile, Americanul spune că își iubește cafeaua asta. Asta e expresia americană, da? Nu-i rău să iubești. Numai că Biblia spune că noi oameni ajungem să iubim și ce n-ar trebui să iubim. Știți că în cartea Proverbe spune despre unii oameni că iubesc prostia. Știți asta? Iubesc prostia. Să zicea Domnul Iisus Hristos în Noul Testament că judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult în întunericul decât lumina. S-au iubit slava oamenilor. Și atunci când Dumnezeu vede că noi ne împrăștiem iubirile astea în atâtea direcții, dragii mei, în spre lucruri bune sau spre lucruri rele, Dumnezeu vine să pună ordine în iubirile noastre. Și să ne spună ce să iubim. Dumneavoastră știți ce să iubiți? Cam ce ne spune Dumnezeu să iubim? Frați și sorori, veniți de la biserica asta de multă vreme sau în altă parte. să iubim pe Dumnezeu. Să ne iubim unii pe alții. E, e în regula asta, nu? Dar Biblia zice așa, să ne iubim vrăjmașii noștri. Asta numai Dumnezeu poate spune. Și asta numai un om care îl iubește pe Dumnezeu cu toată ființa lui poate să iubească semenul și poate să -și iubească vrăjmașul. Dar îmi spune Dumnezeu ce să iubesc. Frați și surori, Dumnezeu îmi spune ce să nu iubesc să nu iubesc lumea, lucrurile din lume și îmi spune cum să iubesc. Pentru că Dumnezeu vrea să pună ordine în iubirile noastre. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, zice Sfânta Scriptură, zice Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, cum? Îmi spune cum să iubesc. Cum a iubit Hristos biserica? Sau zicea Domnul Iisus Hristos să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu? Dar atunci când Dumnezeu vine să mă învețe cum să iubesc, îmi spune Dumnezeu cum să iubesc cu prioritate. Ce să iubesc mai întâi? Și ce este mai întâi? Sau ce ar trebui să fie mai întâi în iubirile noastre? Dumnezeu. Dumnezeu. Chiar dacă la mintea noastră nu se suie, adică e greu de priceput. Dumnezeu care ne-a dus în existență, Dumnezeu care a sacrificat ce a avut mai scump, Dumnezeu care pregătește eternitatea, Dumnezeul acesta trebuie să fie prioritate. Numai că atunci când banul se urcă sus de tot și devine Dumnezeu, ia locul lui Dumnezeu, dragii el devine iubirea noastră principală. Și cum se manifestă asta? Cum se manifestă? Așa ca oricare iubire. Da, dragii mei, se, se, manifestă ca oricare altă iubire. Când banul devine iubirea mea principală, dragii mei, iubirea asta, dragii mei, înseamnă spirit de sacrificiu. Și întrebarea este, recunoașteți că iubirea e în stare să se sacrifice? Îi recunoașteți? În Vechiul Testament spune Sfânta da, Scriptură despre, despre Iacu, că s-a îndrăgostit de Rahela. Știți ce a făcut din dragoste pentru Rahela? A slujit șapte ani. Șapte ani. Pentru Rahela, cu o E spirit de sacrificiu. Când vă gândiți la Hristosul pus pe cruce, dragii mei, pe calvar între tâlhari, ce vedeți când vă gândiți la Hristosul acela? Decât iubirea care se sacrifică și a dat viața pentru că ne-a iubit. Slăvit să fie numele Domnului. Ei, dragii mei, când banul e Dumnezeul meu și devine iubirea mea principală, el se manifestă printr-un spirit de sacrificiu pentru ban. Sunteți oameni aici care vă sacrificați pentru bani. Vă sacrificați sănătatea, vă sacrificați timpul, vă sacrificați familia. Ați întâlnit sau ați auzit de oameni care, pentru bani, pentru bogăție, pentru câștig, și-au sacrificat familia. Ați auzit? Frații mei, asta se întâmplă, asta face iubirea. Iubirea pentru bani asta face ce face iubirea pentru o persoană sau pentru cineva. Se sacrifică. Dar iubirea se manifestă prin excludere. Dacă un tânăr se căsătorește cu o tânără, pentru că o iubește, știți că iubirea asta pentru tânără respectivă exclude alte iubiri, știți asta? Trebuie să le lași pe toate. Să le uiți pe toate. Exclude alte iubiri din trecut. Au fost persoane care s-au căsătorit, ascultați-mă bine, și n-au reușit să excludă iubiri din trecut. Și familia aceasta ne nenorocit. Pentru că era încă legat de trecut. De alte iubiri. Ei, dragii mei, când iubirea mea este pentru bani, iubirea asta pentru bani exclude iubirea mea pentru Dumnezeu. Se spune ceva mai înainte, nu pot și Dumnezeu și Mamona. Mamona acolo în Scriptură înseamnă bani. Nu pot să iubesc Dumnezeu, spăi Dumnezeu să iubesc și banul și mamona, dragii mei. Iubirea pentru bani exclude iubirea pentru Dumnezeu. Dar noi avem impresia că Zice Biblia că nu se poate ca cineva să, să slujească și pe, Dumnezeu, și pe Dumnezeu și Mamona, nu poate să iubească și pe unul și pe altul, va urâ pe unul, va iubi pe celălalt. Dar noi zicem că se poate să iubim și pe Dumnezeu și banul. Ascultați-mă, dacă Biblia spune că nu se poate, nu se poate, ne amăgim dacă avem impresia că putem să iubim și pe unul și pe altul. Ori iubim pe unul și urâm pe celălalt, ori prețuim pe unul și disprețuim pe celălalt. Nu se poate împreună, dragii mei. Iubirea asta trebuie să excludă. Iubirea pentru Dumnezeu exclude iubirea pentru bani sau pentru lumea asta? Dragii mei, nu înseamnă că nu muncesc să câștig bani. Dar nu m-am legat. Deci se exprimă iubirea asta, dragii mei, prin spirit de sacrificiu pentru bani. Prin excluderea iubirii pentru Dumnezeu. Se, se, se exprimă prin preocupare. Orice iubire naște preocupare. Iubirea pentru soție naște preocuparea pentru soție. Iubirea pentru copil naște preocuparea pentru copil. Iubirea pentru Dumnezeu naște preocupare pentru Dumnezeu. Și atunci când există preocuparea asta, dragii mei, ea mi-ocupă mintea mea. Mă gândesc la obiectul iubirii mele cât se poate de mult, poate ziua, poate noaptea. Dacă iubirea mea este banul, îmi va ocupa mintea, mă voi preocupa extraordinar de mult pentru asta. Va fi frământarea și neliniștea inimii mele. Și ziua și noaptea. Am citit o, o maximă, dacă vreți, o zicere înțeleaptă. Până eram de nu iubeam, unde mă culcam, dormeam. Dar când am ajuns să iubesc, nu mai pot să mă odihnesc. Când am ajuns să iubesc banul, adică a devenit Dumnezeu, am ajuns să nu mă pot odihni, pentru că îmi preocupă mintea. Ființa e, e neliniștea vieții mele. Preocupare neliniștitoare, dragii mei. Deci, încă o dată, pentru că vreau să mă grăbesc, că, în primul rând, când banul devine Dumnezeu, el devine iubirea noastră principală. În al doilea rând, când banul devine Dumnezeu, așteptările noastre sunt legate de ban. Fiecare dintre noi avem așteptări. Așteptări de la viața asta. Vrem să, să fie o viață liniștită, să fie... O viață împlinită, un, să avem confort. Avem așteptări de la semenii noștri, de la cei mai apropiați până poate la cei mai îndepărtați, să se poarte frumos cu noi, să ne accepte cu, cu limitările noastre. Șefii noștri să, să vadă cât de responsabil muncim și să aprecieze. Avem așteptări. Așteptări de la Dumnezeu. Să ne mântuiască Dumnezeu, să ne protejeze Dumnezeu. Să ne ierte Dumnezeu. Da? le așteptăm de la Dumnezeu pentru că credem că Dumnezeu ăsta poate. Dacă în banul devine Dumnezeu și îl punem pe celălalt deoparte, de la cine așteptăm? De la ban. De la Dumnezeul care se cheamă ban. Și ce așteptăm? O să spun foarte repede. Așteptăm mai întâi să ne definească identitatea noastră. Cine suntem noi ca valoare? Frate și vreau să vă întreb, noastră așa, ca persoane create de Dumnezeu, vă considerați persoane de valoare. Știți ce spune Sfânta Scriptură? Pentru că ai preț, ești valoros, dar vă considerați valoroși. Știți că în societatea în care trăim noi, dragii mei, oamenii de valoare sunt oameni cu bani, știți asta? Oamenii cu bani sunt apreciați. Despre ei scriu și spun știrile. Banului propulsează undeva în elita societății. Pe ei caută oamenii. Și ești cineva în societatea în care trăiești, dragii mei, sau în care trăim până când ai bani. Ce valoare un om sărac? Pune vechiul testament în carte Eclesiastru că era undeva o cetate mică și a venit un împărat cu puțin oameni în ea. A venit un împărat să înconjoare cetatea aceea, a, ridit, a ridicat ziduri de apărare. În cetatea aceea era un om sărac. Nu bogat. Sărac. Dar cu minte. Omul acela a salvat cetatea. Și este acolo expresia extraordinară, care e valabilă peste toată lumea asta. Nimeni nu s-a gândit la omul la sărac. Auziți? Nimeni nu s-a gândit la omul la sărac. Dar, dragii mei, noi, noi așteptăm ca banul să ne dea valoare, să ne dea identitatea noastră, valoarea noastră. Suntem valoroși dacă avem bani, dragii mei. Dar știți cine dă identitatea noastră, dragii mei? Adevărată, Dumnezeu. Zice Sfânta Scriptură, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, nu cel bogat sau cel sărac. Și bogatul și săracul. Ești copil al lui Dumnezeu. Și când ești bogat și când ești sărac. Societatea asta, dragii mei, când ești sărac nu te mai bagă în seamă. Poate știți cazul unui român care a fost bogat, toată lumea știa. Și prin niște alegeri hotărâne, fără înțelepciune, a ajuns într-un cămin de bătrâni, într-un azil de bătrâni. Și toți l-au părăsit. Nici nu are cu ce să-și pătească azilul de bătrâni. Dar când a fost bogat, avea valoare, era căutat. Oamenii umblau după el, când a ajuns fără bani, este un nimeni, nimeni nu mai bagă în seamă. Asta e societatea în care trăim, dragii mei. Ei, Dumnezeu ne dă identitatea și valoarea, dragii mei. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și asta e frumusețea bisericii adevărate a lui Dumnezeu, frate și surori. Când biserica lui Dumnezeu e și bogatul și săracul și fiecare zice, sunt copil al lui Dumnezeu și bogatul și săracul. Și cel bogat trebuie să, să nu-l disprețuiască pe cel sărac și cel sărac să nu-l invidieze pe cel bogat. Ce să fim frați în Hristos. Asta ne învață Sfânta Scriptură. Deci, dragii mei, avem așteptări de la Dumnezeu ăsta care se cheamă ban. Să ne dea valoare. Ori Dumnezeu ne dă valoare. Dar mai așteptăm să ne dea siguranță. Deci, mei, siguranță înseamnă să ai așa acel sentiment de liniște și de încredere că ești Păzit de anumite pericole. Vă rog să. Întreb, noastră, cine vă dă sentimentul ăsta de siguranță? Cine? Dumnezeu, nu? Sau ar trebui să fie Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ne-a promis că ne poartă de grijă. Adică, ne dă cele necesare. E adevărat, muncim. Dar am această credință că Dumnezeu este cel care binecuvintează munca. Și chiar atunci când munca mea, dragii mei, s-ar putea pentru o perioadă să nu dea rezultate, nu știu de ce nu dă rezultate, Dumnezeu poartă de grijă. Spune Sfânta Scriptură că uh, s-au dus ucenicii cu Domnul Iisus Hristos erau pe mare, a zis Domnul, aruncă, aruncați, duceți barca mai încolo de la, de la țărm, aruncați pentru pescuit și au aruncat, înainte aruncam mreaja, a zis Petru, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Adică munca noastră n-a dat rezultate. Dar dacă tu spui la cuvântul tău, arunc meja că tu poți să dai chiar dacă noi n-am avut rezultate. Să vii să Domnului. Deci Domnul ne dă, ne dă siguranța asta pentru că ne-a promis, dragii mei, să ne poarte de grijă, ne-a promis să ne protejeze, ne-a promis, dragii mei, să fie prezent în cazurile noastre. Dar când banul devine Dumnezeu, aștept ca Dumnezeu ăsta ban să-mi dea siguranță. Adică eu să-mi port de grijă cu banul meu. Poate zice, dar nu e așa? nu e așa? Că îmi port de grijă, că banul îmi cumpăr pâine, îmi cumpăr ăsta. Dar frații mei, ascultați-mă, sunt lucruri pe care banul nu le poate cumpăra. Știți, cineva zicea că poți cu bani să cumperi un pat, dar nu poți să cumperi somn. Și sunteți oameni aici care experimentați asta, v-ați cumpărat patul și nu puteți dormi. Și ați vrea să cumpărați somn și nu puteți, că bani aveți. Cu bani poți să cumperi medicamente, dar nu poți să-ți cumperi sănătate. Poți să-ți cumperi o casă, dar nu poți să-ți un cămin. Poți să-ți cumperi mâncare, dar nu-ți poți cumpăra poftă de mâncare. Poți să-ți cumperi distracții, dar nu-ți poți cumpăra fericire. Și atunci, dacă să stea pe care nu le poți cumpăra cu bani, și somn, și sănătate, și fericire, cine ți le dă? Dumnezeu din cer. Slăvit să fie numele Domnului. Deci, în al doilea rând, dragii mei, când banul devine Dumnezeu, așteptările noastre sunt legate de ban, Nu știu cât o să mai pot spune. În al treilea rând, în al treilea rând dragii mei, când banul devine Dumnezeu, câștigurile noastre sunt evaluate în bani. Câștigurile noastre sunt evaluate în bani. Fiecare dintre noi vrem să câștigăm, nu să pierdem. Și ascultați-mă, ar trebui să, să recunoaștem că atunci când vorbim de câștig, ne referim la bani. Cât câștigi la locul tău de muncă? Și îți spui o sumă, în bani, nu? Cât ai câștigat 5 ani de zile cât ai fost în Spania și spui o sumă de bani? Cât ai câștigat din tranzacția? Îți spui o sumă de bani. Pentru că din perspectiva filozofiei de viață, dragii mei, în cultura în care trăim, câștig, chiar m-am uitat la o definiție, ce înseamnă câștig? Știi ce înseamnă câștig? După definiția dată de dicționar. Înseamnă să obții bani sau bunuri materiale prin muncă, prin speculații, prin jocuri de noroc. Să obții bani. Asta e definiția câștigului al dicționar. Pentru că filozofia vieții lumii în care trăim, dragii mei, câștig înseamnă bani. Dar știți că din perspectiva lui Dumnezeu, câștig nu înseamnă numai bani, știți? Știți asta, frății mei? Să zice aici la Scriptură, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și asta nu are nimic de a face cu banul. Mare câștig de aici n-are de-a face cu banul. Înseamnă că din perspectiva Scripturii, din perspectiva lui Dumnezeu, câștig înseamnă și altceva decât ban. Câștig înseamnă să obțin înțelepciune. În cartea probabilă zice, zice Sfântul, Sfânta, Sfânta Scriptură, cu cât mai mult sau mai mare preț are câștigarea înțelepciunii. Vă vorbim despre săracul acela din Eclesiastul. N-avea câștig în bani. Era sărac. Dar omul a câștigat înțelepciune. Și, dragii mei, s-ar putea să fim preocupați când banul este Dumnezeul nostru, să fim, câștiga, să fim preocupați de câștigul ăsta care înseamnă bani, fără să ne preocupăm să câștigăm înțelepciune. Dar ascultați-mă, frați și surori. Noi avem nevoie de înțelepciune ca de aer. Avem nevoie de înțelepciune. Pentru că trăim într-o lume a confuziilor în care binele este numit rău și răul este numit bine. Și spune Sfânta Scriptură în cartea profetului Isaia, vai de cel ce numește răul bine și binele rău. Într-o asemenea lume trăim și am nevoie de înțelepciune, să câștig înțelepciunea, să știu ce e bine și ce e rău din perspectiva lui Dumnezeu. Am nevoie de înțelepciune. Dar cine nu mai consideră astăzi înțelepciunea un câștig? Câștigă înseamnă viață, viață veșnică. Chiar dacă pierd viața aceasta, să câștig viața veșnică. Câștigă înseamnă, dragii mei, să aduc ceva pentru Dumnezeu. Pentru împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră din viacul acesta, trăitori în viacul acesta, mai sunteți preocupați să aduceți ceva pentru împărăția lui Dumnezeu? Să câștigați ceva pentru împărăția lui Dumnezeu? Zicea Pavel în mai multe texte din, din lui, cu iudeu m-am făcut iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cel care are o lege m-am făcut ca și când am lege să câștig pe cei ce au lege. Cu cei care nu au o lege m-am făcut ca și când n-aș avea lege, deși am o lege a lui Hristos. Pentru ca să câștig pe ce fără lege. M-am făcut cu cei slab, slab ca să câștig pe ce slabi? Adică preocuparea mea era să câștig din perspectiva lui Dumnezeu, să câștig ceva pentru Dumnezeu. Dragii mei, atunci când banul este Dumnezeu, definesc câștigul doar din perspectiva banului. Și uit că trebuie să câștig premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Nu că am și câștigat premiul, zice Pavel, scrie Pavel în Filipeni. Nu că l-am și câștigat, nu l-am câștigat încă. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea. Și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos. Deci mai este un lucru, dar nu mai este timp acum. Un al patrulea lucru care se întâmplă atunci când când banul devine Dumnezeul nostru este că ne expune la pericole spirituale. Despre asta poate cu altă ocazie, dar sunt pericole pe care poate nu le vedem pentru că Dumnezeu este banul nostru, banul este Dumnezeul nostru. Și ar trebui să nu uităm, zice Sfânta Scriptură aici, scrie Apostolul Pavel așa. Iubirea de bani se rădăcina tuturor elor. Unii care au umblat după ei au rătăcit de la credință, s-au străpuns singur cu o mulțime, de chinuri, s-au expus la tot felul de pericole. Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute să ținem banul acolo unde este locul lui. Adică slujitorul nostru, să ne folosim de el, să-l dăm la schimb pentru ceea ce avem nevoie, să trăim confortabil în această lume. Să nu lăsăm să urce pe scara asta valorilor până în vârstă să devină Dumnezeul nostru. Când a ajuns acolo și devine Dumnezeul nostru, deci, am pierdut din vedere perspectiva eternității. Ori noi vrem să moștenim împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.